Vă propun azi o rețetă specială pentru pofticioși. Colțunași rumeniți la cuptor, umpluți cu brânză dulce sau sărată pentru cine preferă și serviți cu multă smântână. Ingrediente. Pentru aluat avem nevoie de 300 g făină, 2 ouă, 2 linguri smântână și 75 ml apă. Pentru umplutură avem nevoie de 300 g brânză vaci, 3 linguri unt, 1 ou, un vârf cuțit sare și un ou de uns. Mod de preparare. Punem într-un bol făina, ouăle, apa, smântâna și le frământăm ca să obținem un aluat maleabil. Întindem o foaie pe care tăiem cercuri cu paharul. Separat amestecăm brânza dulce cu unt, sare și ou. Pe cercurile de aluat punem câte o linguriță de umplutură, împăturim și lipim marginea cu furculița. Așezăm colțunașii în tava tapetată cu hârtie de copt, îi ungem cu ou bătut și coacem până se rumenesc. Se servesc calzi, cu smântână și sunt atât de buni că se mănâncă toată tava deodată. Poftă bună!